Continuând parcă seria dezastrelor începute cu o zi înainte, în ziua de joi, 14 martie, acțiunile pompierilor nemțeni, coroborate cu cele ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență, au fost îndreptate spre localizarea și stingere altor 6 incendii de vegetație uscată care au afectat o suprafață de 15 hectare. Acestea s-au produs în localitățile Piatra Neamț, în zona Gării și în zona Pieței Centrale, în Gădinț, în comuna Grumăzești, în satul Curechiștea, și în satul Cârligi, din comuna Ștefan cel Mare, și în localitatea Poienari. Cauza probabilă a acestor incendii fiind focul deschis în spații deschise sau fumatul în locuri nepermise. Inspectoratul pentru situații de urgență Neamț revine prin atenționarea cetățenilor în privința reglementărilor care sancționează acțiunile de ardere a resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și altor materiale combustibile fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți. Toate acestea se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 de lei. Utilizarea focului deschis pentru igienizarea terenurilor și arderea resturilor vegetale conduce adesea la incendii necontrolate care produc pagube materiale însemnate sau chiar pierderi de vieți omenești. Condițiile de vânt și nerespectarea măsurilor obligatorii de protecție constituie elemente care întrețin și favorizează propagarea focului. Pentru evitarea producerii acestor tipuri de evenimente, pompierii nemțeni reamintesc cetățenilor câteva măsuri de prevenire. Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă. Realizarea arderii doar în locuri special amenajate, cu respectarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți. Supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității. Asigurarea mijloacelor tehnice pentru stingere de îndată a focului, un rezervor cu apă, găleți, lopeți, sapă, cazma, atunci când focul scapă de sub control. Responsabilizarea adulților în ceea ce privește jocul copiilor cu focul și accesul acestora la sursele de foc.